Mai mulți copaci au fost puși la pământ în capitală din cauza gheții depuse pe crengi. Muncitorii au intervenit la peste 20 de adrese din cauza unor astfel de incidente. Arborii doborâți la pământ au distrus fire electrice și liniile de troleibuze. Iar în țară continuă să fie fără curent 13 localități din 4 raioane. Responsabilii de la Spații Verzi au informat că din cauza chiciurii în Chișinău cele mai multe intervenții pentru a înlătura arborii căzuți au fost pe străzile Tudor Strișcă, Grenoble, strada Petricani, Gheorghe Asachi, șoseaua Hâncești și strada Alexei Mateevici. Și pe parcursul zilei, regiile comunale au intervenit pentru combaterea poleiului de pe trotuare, de pe străzi și din curțile blocurilor, precum și înlăturarea țurțurilor de gheață de pe acoperișuri. De asemenea, circa 400 de persoane au intervenit la stații de așteptare a transportului public, la trotuar linguste, la intrări în curțile din blocuri de locuință, scări și așa mai departe. În total, pe străzi au fost împrăștiate 60 de tone de material antiderapant. Acum se mai dizgheată, dar dimineața era foarte, foarte limitat. Я гуляю с утра с собакой, у нас в парке Лунелу. С утра в 4:30 утра уже техника работала, подсыпали песок, убирали вот эту наледь. Primarul Ion Ceban a îndemnat cetățenii să fie prudenți pe străzi, iar agenții economici și gestionarii de imobile să curețe zăpada și poleiul de pe teritoriile unde își desfășoară activitatea. Intervenții au avut loc și pe șoselele din țară, în special din centrul și nordul țării. Potrivit Administrației de Stat a Drumurilor, pe trasee noaptea trecută au ieșit 200 de muncitori și 130 de utilaje speciale. Practic, la moment se circulă pe timp de iarnă pe toate drumurile publice naționale și drumarii execută lucrări de supralărgire a părții care în partea de nord mai sunt încă stratul de zăpadă este consistent și este înlăturat de pe partea carosabilă, de pe poduri, pe toate accesoriile drumurilor publice. Iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu mai multe atenționări pentru locuitorii orașelor. Salvatorii roagă oamenii să fie foarte atenți când merg sub trecerile clădirilor și să se asigure că formațiunile de gheață nu pun în pericol. Angajații inspectoratului îndeamnă administratorii clădirilor să îndepărteze sursuri și să curețe zăpada de pe acoperișuri pentru a evita traumatizarea trecătorilor. Mai mult, oamenii sunt îndemnați să evite porțiunile de drum unde copacii sunt încărcați cu zăpadă. Mai mult, angajații IGSU îndeamnă părinții să-și supravegheze copiii pe stradă. Salvatorii atenționează și asupra pericolului aflării în preajma lacurilor și râurilor în legătură cu încălzirea vremii în perioada 9-11 februarie. Astfel, gheața pe bazinele acvatice din țară va fi fragilă, iar ieșirea pe ea va prezenta pericol. La atenționare este și pentru părinții care au copii, dar și pentru amatorii pescuitului la copcă.